merge mai departe cu decizia de mutare a ambasadei? Guvernul a lansat o platformă de consultare. Ne vom consulta și vom vedea rezultatele care apar. Nu aveam de ce să stabilesc cu domnul președinte un program de consultări. I-am spus domnului președinte că vrem să consultăm toate instituțiile, de asemenea să vedem ce avantaje avem din punct de vedere economic, politic. Ne vom consulta cu ministerele. Deci, după ce vom încheia aceste consultări, le vom face publice. Am solicitat prezența administrației prezidențiale chiar de la primele consultări. Am dat deja un comunicat, s-a vorbit despre politică externă, despre creșterea rolului în plan extern al României. S-a vorbit despre acel document editat de Franța, am dat un comunicat și de o cooperare în ceea ce privește politica externă.